Petroliștii sunt ținuți din scurt de managerul Vivi Răchită. Acesta a impus un regim de semicantonament jucătorilor, mai ales că debutul în partidele oficiale se apropie. Astfel, între cele două antrenamente, Cristi Vlad și coechipierii rămân la baza de pregătire de la Crângul lui Bot. De același regim pot avea parte și doi atacanți străini acceptați astăzi la Ploiești. Un ugandez și un alt jucător african sunt pe lista lui Răchită pentru a întări atacul Lupilor. Ei vor fi supuși mai întâi unor teste fizice și tehnice. Și chiar dacă vor trece cu bine peste verificări, stranierii nu vor fi incluși în lotul ce va face deplasarea la Alba Iulia.